Desert extrem de fin și delicios, potrivit pentru orice ocazie. Este o variantă simplă și rapidă, care sigur te va uimi. Pentru crema am folosit 3 ouă, un praf de sare, 80 de grame de zahăr, două pliculețe de zahăr vanilat, 60 de grame de amidon de porumb, am amestecat totul foarte bine, treptat am mai adăugat 450 ml de lapte, Vă invit și pe Instagram, Ionela Schicem, vă mulțumesc! Compoziția obținută am pus-o la foc mediu și am amestecat în continuu până când am obținut această consistență, până când s-a îngroșat. În final am mai adăugat 50 de grame de unt, l-am incorporat foarte bine. Crema obținută am pus-o într-un vas rece, am acoperit-o cu folie alimentară și am pus-o la răcit la frigider. Să-mi scrieți în comentarii dacă vă inspiră această prăjitură și dacă vă place. Apoi am mixat 300 ml de frișcă din smântână proaspătă cu 125 de grame de zahăr pudră. Când am ajuns la această consistență, am lăsat-o deoparte. Apoi am scos crema de la frigider. Am adăugat o linguriță de pastă de vanilie. Am mixat-o un minut, apoi am adăugat-o treptat în frișca bătută și am încorporat totul foarte bine la viteză maximă cu mixerul. Această cremă este extrem de fină și de delicioasă, o puteți folosi la diverse torturi și prăjituri. Și nu trebuie să vă lipsească de lista rețetelor. Cam acesta este finalul și consistența cremei. Am mai folosit și două foi dreptunghiulare de foietaj din comerț pe care le-am pudrat cu zahăr le-am înțepat cu o furculiță, le-am porționat și le-am introdus la cuptorul preîncălzit la 200 de grade timp de 10 minute. După ce s-au copt, le-am lăsat la răcit, apoi am asamblat prăjitura. Într-o tavă cu inel detașabil cu mărimea de 24 de cm pe 24, am aplicat un strat de cremă, apoi am aplicat foietajul tăiat am pus câte un strat de cremă, l-am nivelat ușor. Eu am mai adăugat și câteva vișine pe care le aveam prin congelator. O puteți combina și cu alte fructe care vă plac. Apoi am procedat exact la fel cu restul ingredientelor. Foietaj, cremă, vișine. Iar deasupra din nou cremă și am pus prăjitura pentru 12 ore la frigider. În final i-am îndepărtat inelul, i-am acoperit marginile cu cremă și cu fulgi de migdale. Deasupra am ornat-o cu ciocolată topită neagră. Este un model extrem de simplu și de mare efect. Dacă v-a plăcut și v-am inspirat, nu uitați să distribuiți această delicioasă prăjitură și pe pagina dumneavoastră. Să vă fie de folos și poftă bună!